Bine te-am găsit, bine v-am regăsit, sunt astrolog Andreea Dincă și vă prezint horoscopul zilei pentru această zi minunată, mai exact data de 4 aprilie. 4 aprilie 2024, deja suntem pe o retrogradare care ne răscolește, care aduce foarte multe conflicte, așa cum știți, berbecul este și despre ceartă și despre conflicte și nerăbdător și impulsiv și trântește, aruncă, poate uneori mai țipă, deci putem să avem astfel de reacții sau ceilalți să le aibă cu noi. Ideal ar fi să nu răspundem provocărilor. Pentru astăzi nu am cardurile la mine, dar o să vă spun o afirmație și această afirmație este în felul următor. Pentru că toți suntem într-o retrogradare, sunt prezentă și iau deciziile folosindu-mă de intuiție. Sunt prezentă și iau deciziile în funcție de intuiție. De ce? Puteți să o repetați o dată de 100 de ori. Sunt prezentă și iau toate deciziile în funcție de intuiție. Intuiția este precum un ghid sau precum este un înger păzitor, această intuiție. Este cumva sufletul nostru, este cumva ghidarea divină. Iar în starea de prezență este cea mai importantă, să fii prezent. Nu ai cum să nu-ți asculți intuiția și să nu te lași ghida de îngerul tău păzitor atunci când tu ești prezent. Și asta este afirmația pentru astăzi. Sunt prezentă și iau toate deciziile în funcție de intuiție. Și e ca și cum ți-ai pus o intenție. Când spui această propoziție, afirmație magică să o numim, e ca și cum tu ți-ai pus setarea: mai eu sunt prezentă și iau și deciziile în funcție de intuiție. Ok, o să începem desigur cu berbecul și luăm așa fiecare semn zodiacal în parte, scurs și la obiect. Nu uitați că avem horoscopul lunar pe canal, nu uitați că pe site-ul meu andreadincă.ro găsiți mai multe informații despre mine, serviciile pe care le ofer. Se apropie și o eclipsă de soare și a spune cumva că da, vor fi tot felul de situații în această perioadă și totodată cei care simt să discute despre situațiile astea prin care trec, de asta sunt aici, de asta fac aceste clipuri, să mă prezint, să te conectezi cu mine și dacă vrei să te conectezi unul la unul, putem să lucrăm împreună cu mare drag. Berbec. Astăzi berbecii au foarte multe planuri și vor să facă multe. Încercați să le prioritizați pentru că nu o să ajungeți nici la timp unde aveți de mers, nu o să le faceți nici pe toate, o să vă uitați și cuvintele și este foarte important, mai bine faci 3 puncte dintr-o listă de 10 bine decât să faci 7 haos și să trebuiască să le iei de la zero pe toate. Taur. Taurii sunt un pic influențați. Încercați astăzi să nu vă lăsați influențați sau, mă rog, răscoliți de problemele altora. Să vă schimbați voi starea, stricați feng shui-ul pentru că alții au niște probleme. Ok, te ajută să conștientizezi, domne, să nu fac și eu aceeași greșeală, dar nu te du atât de adânc în emoție încât să trăiești și tu un chin pe care nu-l ai, îl are altcineva. Gemeni. Gemenii au ceva întâlniri care ar putea să vă șocheze. Pot fi reîntâlniri karmice, pot fi reîntâlniri cu persoane care au un impact foarte mare în viața voastră sau pot fi niște amintiri care revin. Adică să aveți niște flash-uri, niște amintiri care să vă șocheze sau, de ce nu, unele ori să vă dea și speranțe, să sperăm. Rac. La locul de muncă nu prea mai aveți motivație astăzi, ci dimpotrivă să aveți mai mult nerv și stres. Nu luați decizii pe baza acestei zile. Ok, e o zi poate mai proastă, e o zi agitată, e o zi stresantă. Dacă odată nu merge cum vrem noi sau poate că nu merg de mult timp lucrurile, hai să ne retragem, să privim imaginea de ansamblu și apoi să luăm decizie. Adică dacă o zi e proastă, să nu ne sară capacul. Leu. Lei, mare atenție la documente, mare atenție la acte, mare atenție la mesaje, pentru că da, pot fi niște probleme în privința actelor, mesajelor, documentelor. Aici aș recomanda cumva să aveți un pic mai multă grijă și mai ales în călătorii, drumuri pe care le faceți, discuții amoroase pe care le aveți. Fecioara, aș recomanda să vă verificați conturile, bilanțul, pe unde v-ați băgat cardurile sau ce ați făcut cu banii, pentru că e posibil să apară niște erori și va trebui să cam verificați pe ce ați cheltuit banii, încotro s-au dus, în ce cont i-ați pus, dacă au venit, dacă cineva va plăti factura. Vă cam ocupați astăzi de situații financiare. Balanța. Balanța poate să aibă certuri în viața de cuplu,
poate chiar răsturnă de situație sau cu alte relații să vă tachinați, să vă agitați, să vă provocați. Într-adevăr, pentru balanță, zona amoroasă nu este, să spunem așa, cea mai simplă, ușoară în această perioadă și cred că sunt niște blocaje și pe la locul de muncă, dacă n-au apărut, mare atenție că o să se apropie. Scorpion. Scorpionii au o zi la locul de muncă destul de delicată. Dacă susțineți anumite prezentări, discuții sau aveți de rezolvat anumite lucruri, v-aș recomanda cu foarte multă grijă pentru că este o zi destul de agitată, este o zi destul de grea, este o zi destul de intensă. Nu luați decizii legate de muncă pe repede înainte, pentru că e posibil să vă pară rău și oricum mare atenție la interviuri, discuții, prezentări, oferte pe care le faceți clienților, săgetător. În viața de cuplu apar niște îndoieli, niște semne de întrebare. Poate că ar fi indicat să aveți mai multă răbdare și să nu faceți presupuneri. Deci astăzi, fără presupuneri în viața de cuplu, că unde s-a dus, ce a făcut, ce n-a făcut, de ce a întârziat, dar de ce n-a întârziat, dar ce a vrut să zic acolo, nu mai faceți presupuneri pentru că acestea ori să aducă foarte multă neliniște. Ideal ar fi să vă detașați, să nu vă mai puneți atâtea întrebări și să lăsați lucrurile să se așeze. Capricorn. Capricornii au o zi destul de obositoare, mental. Aveți senzația că multe lucruri sunt, să spunem așa, poate neclare, poate multe lucruri nu se așează cum vreți voi, poate multe lucruri nu sunt în ordinea pe care voi v-ați dorit-o. Aveți mai multă răbdare, da, unor poate fi mai bine, altor poate fi mai puțin bine, ideal ar fi să aveți credință. Vărsător. Vărsătorii vor întâmpina niște mici probleme pe zona asta posesiunilor, adică trebuia să primești o avere, n-ai mai primit-o, trebuia să primești niște bani, ți se amână, sunt amânări cu plățile, sunt amânări cu partajele, cu moștenirile, cu succesiunile, sunt o felul de amânări care vă enervează, vă agită, încurcături în acte, acte care nu sunt bune, alte, mă rog, pe zona asta legată de autorități, puteți să aveți tot felul de dificultăți pe care să le rezolvați. Peștii au nevoie să aibă credință și vă simțiți așa un pic pierduți, vă simțiți un pic neînțeleși, vă simțiți un pic parcă fără un sens, fără un scop. Dacă încă sunteți aici pe pământ, aveți un scop. Nu vă mai gândiți, a, dar n-am un scop, n-am o misiune, toți avem o misiune. Poate misiunea ta e doar să fii și să fii este foarte important. Poate ești important, importantă pentru cineva de lângă tine. Misiunea ta poate să vină oricând. Ea vine când ești pregătit. Da? Adică misiunea apare, ați văzut și Iisus, a așteptat 33 de ani până și-a făcut misiunea, ca să zicem așa, da? Adică nu și-a făcut misiunea la 20 de ani, ci la 33. Astfel că, indiferent de misiunea noastră, că să sperăm că nu mai avem misiunea asta de a ne sacrifica, indiferent de misiunea noastră, poate îți trebuie o viață întreagă să o faci la finalul vieții, sau poți să o faci la început, sau poți să o faci pe tot parcursul vieții. Poți să o faci la 70 de ani misiunea ta. Cine știe? Ai răbdare. Dacă te-ai trezit și respiri, înseamnă că tu încă mai ai misiune aici pe pământ. Să-ți fie de folos și să fie o zi magică!